Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță, o discuție cam nervoasă după gustul tău poate dezvălui destul de multe despre calitatea unei relații cu cineva din anturaj pe care aveai de gând să-l înzestrezi cu un alt statut. Scorpion, ești apreciat, dar și invidiat sau detestat de unii. Uneori contează, alteori nu prea, dar astăzi nu ar trebui să pui prea multă bază pe aceste reacții. Săgetător, de tine depind multe astăzi, inclusiv propria dispoziție și micile rezolvări de care ai nevoie. O atitudine binevoitoare și calmă poate aduce rezultate mai bune decât te aștepți. Capricorn, poate că nu vei dori să fii disponibil pentru cei din familie și vei face acest efort doar pentru cei din mediul de la serviciu. Izolarea nu este deloc o idee bună. Vărsător, tendința ta de a respinge tot ce vine de la persoane pe care nu le simpatizezi nu este deloc un lucru bun. Poate că o atitudine caldă ar fi mai potrivită. Pești, ți se potrivesc tendințele acestei zile și te vei adapta ușor în orice situație. Este important să fii atent, chiar dacă ai încredere în colaboratori. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!